Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit! Ar trebui să fac o introducere acum, în ordinea numerelor de pe tricouri, de la stânga la dreapta. Colegul meu, Ionuț Florea. Bună, Ionuț, bine ai revenit! Bună, Alice, bine te-am găsit! Nu mai fi așa serios, că am înțeles că suntem la înghesuială astăzi, dar asta e. Următorul la rând, Cristi Pulhac. Bună, Cristi! Bună seara! Nu ne-am văzut de mult. Da, de ieri. Da, mă rog. Și Dacian Varga. Bună. Dacian, ai prins loc în față astăzi. Bună seara! Am dat-o șpagă. Am înțeles. Era normal. Ai prins. E dat seara pe scaunul ăsta, Dacian. Sunt și eu cu 3-4 ore înainte. Am venit frumos, elegant. A venit, am luat prânzul. A luat și prânzul aici. Păi da, vezi, el a venit corespunzător la ora exactă, nu ca tine întârziat, a prins loc pe scaun. Eu nu stăm în spatele autobuzului. Sunteți în ultima bancă, știi, da. Colegii, eu Dacian și colegii noștri din ultima bancă. Astăzi râdem, glumim, dar începe un weekend foarte frumos pentru fanii fotbalului în general, pentru toată lumea. Începe campionatul european de fotbal, Euro 2020, așa cum și-a păstrat numele acest campionat. Avem o întreagă tevatură în jurul acestui campionat, nu e așa, Ionuț, că tu ești foarte bine pregătit să ne povestești un pic, să ne pui în temă. Și au făcut temele. Nu, Ionuț e domn profesor astăzi. E foarte serios. Am dat pe asta, domn profesor, astăzi ne explică ce grupe avem, cine cu cine joacă, fără să le greși. Fără să... Nici o presiune. Ai presiunea pe tine, Ionuț. Da, Alice, este a 16-a ediție de campionat european, care va debuta diseară în Cetatea Eternă, pe Stadiul Olimpică. Vom avea ca partide deschide Italia și Turcia. Este clar un campionat european care ar fi trebuit să înceapă anul trecut, pe 12 iunie. Iată că s-a decalat, știm foarte bine care sunt motivele. Începe diseară la ora 22. Se va termina pe 11 iulie cu finala de pe Wembley. Este, spuneam, a 16-a ediție, o ediție care a debutat în 1960 într-un format cu totul și cu totul special. Dacă acum, iată, putem vorbi de un turneu final care găzduiește 24 de echipe, este interesant de spus că prima ediție a campionatului european găzduit de Franța a avut la start doar 4 formații. Iată că avem pe ecran și grupa, poți să o vezi acolo, grupa A, care își va ține partidele la Roma și la Baku, Turcia, Italia, Țara Galilor și Elveția. Într-adevăr, este și primul meci de deschidere care face parte din această grupă A. Turcia merge în Cetatea Eternă, spuneam, la Roma, pe Stadiul Olimpico, pentru a întâlni Italia. O Italia, Alice, care vine după 8 meciuri câștigate toate în toate competițiile la care a participat, și aici mă refer la preliminarii de campionat mondial. Trecem la grupa B, unde Danemarca, Finlanda, Belgia și Austria își vor disputa partidele la Copenhaga și la Sankt Petersburg. Putem spune aici că principala favorită să câștige grupa este Belgia, urmând ca celelalte formații să se lupte pentru locul 2 și locul 3, și o să spun imediat și de ce fac referire la locul 3. Grupa C, unde ar fi trebuit să fim și noi, se vor disputa partidele la București, pe Arena Națională și la Amsterdam, Olanda, Ucraina, Austria și Macedonia de Nord. Din păcate, mi-aș fi dorit să citim altă denumire acolo, trecem peste. Da, grupa D, la Londra, pe Wembley, unde se va disputa și finala și la Glasgow, Anglia, principala favorită, Croația, Scoția și, bineînțeles, Cehia. Mai avem două grupe în acest moment despre care ar trebui să vorbim, și anume grupa cu grupa E, care Spania, Polonia, Suedia, Polonia și Slovacia. Da, care partide se vor disputa la Sevilla, pe Stadio de la Cartuja, o țară care urma să găzduiască campionatul european la Bilbao, dar știm foarte bine, Bilbao nu a dorit să permită spectatorilor să intre pe stadion, ci automat partidele au fost mutate la Sevilla. Și grupa F, care pare grupa de foc, cea mai echilibrată a acestui turneu final, cu Franța, Germania, Ungaria și Portugalia. Partide ce se vor disputa în Ungaria, pe Puskás Arena, și la Munich, pe Allianz Arena. Ungaria, Alisa, aș putea spune că este țara care va permite la toate partidele să se desfășoare cu capacitatea maximă a stadionelor. Aș vrea să mai spun încă un lucru. Spuneam la începutul intervenției că este un campionat special. Se vor califica în faza optimilor de finală primele 2 locuri și cele mai bune 4 locuri 3. Așadar, vom avea de unde să vedem angajament în toate cele 6 grupe ale acestui turneu final, pentru că, iată, și locul 3, în anumite circunstanțe, îți poate garanta un loc în optimile de finală.
Mulțumim, Ionuț, pentru lecția deschisă vis-a-vis foarte de Euro frumos. 2020. Da. Ești mulțumit, Cristi? Foarte bine, foarte pregătit, Ionuț. Bun, și acum să te scot la tablă, știi, ca să... Yeah. Ce am învățat noi astăzi? Vă îmi place rolul ăsta de doamna profesoră? Da, 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 tot timpul. Mă și prinde ce e. Da. Te prinde perfect. Pui și întrebarea cu intonație așa puțin, nu răutăcioasă, așa puțin exigentă. Da. Tu pui pile la profesor acum. poate iei vreo notă de trecere și astăzi. Da. Îmi pare că doar Dacian are pile astăzi. Atunci să înceapă Dacian. De mic mi-am dorit să încep eu. Da, cum zicea și Ionuț, prima grupă și deschiderea la campionatul european între meciul Italia și Turcia. Crezi că putem vedea vreo surpriză diseară, Cristi? Surprize, în general, la campionatele astea în care majoritatea țărilor sunt foarte puternice și putem să ne așteptăm la o grămadă de surprize, așa că nu recomand pariuri nici nimic, să spun așa. Ai vreo favorită? Pentru că toată lumea vede... Spania. Eu sunt cu Spania. Indiferent problemele de efectiv care le au, sunt un... Ești acolo... Am înțeles. Da, un om pe care e susținător al Spaniei. Nu încurajez echipa care joacă cel mai bine sau într-o formă foarte bună. Va fi un meci frumos, cred că și noi de-abia așteptăm să mergem, să urmărim meciul de aici. Na, cei care pot intra, am înțeles să joacă la capacitate, la cât... 25%, nu? 25% și s-a suplimentat cu încă un număr, nu mi-aduc aminte exact care este numărul de locuri, dar au fost suplimentate, din câte am înțeles, suntem sub un prag de risc epidemiologic și se mai poate, mă rog. Încă mai sunt câteva bilete puse în vânzare pentru meciurile din, pentru meciul din optimile de finală. Celelalte sunt sold out. Băieți, dacă nu v-ați luat bilete la meciuri, asta e. Dacă el e fan Spaniei, zi Dacian. Dacian aici, mâna mea dreaptă, știi, lângă mine. Spune Dacian, tu ce părere ai? Care... Dacă tu te-ai venit mai devreme... Merg pe mâna Franței. Deci suntem și eu tot cu Franța țin, deci asta îmi pare rău. Da? Să fim diferiți cu toții, știi? Da, Franța. Da, Ionuț, tu nu ai spus. Eu merg pe mâna Angliei, Alice, uite, ca să fim diferiți și nu o spun doar ca să fim diferiți, ci pur și simplu cred că Anglia are în momentul de față o generație extraordinară. Să nu uităm și fotbalul englez cât de mult a reușit anul acesta să-și pună amprenta pe tot ceea ce înseamnă performanță. Au jucat finala de Champions League între două echipe din Anglia, chiar dacă putem spune că nu sunt formații formate doar din jucători englezi. Și puteam avea și... Exact, da. Dacă Arsenal nu făcea acea semi-surpriză, da, și era eliminată de Villarreal. Deci Anglia, cu generația extraordinară pe care o are în acest moment, cred eu că este favorită cel puțin să joace finala. Da, mă, bine, lasă-l pe Dacian să motiveze. Spune-ne, Dacian, despre Franța. Hai să aflăm mai multe. De ce crezi că... De ce Franța? De ce o să simpatizezi? Cum vezi tu pe... Din punctul meu de vedere, au cel mai bun atac. Și e campioana mondială, nu? Campioana mondială și Benzema a revenit la echipa națională. Mbappé, din punctul meu de vedere... Griezmann, din punctul meu de vedere, au cel mai bun atac. Tocmai de asta și merg pe mâna Franței. Repet, eu cred că nu o să aibă probleme nici în grupă, nici în optim. Acum sper să nu fie... Eu nu mi-aș dori să avem surprize, mi-aș dori să meargă mai departe cele mai bune echipe la Euro, să vedem numai meciuri foarte puternice. Nu vreau să văd un scor de, nu știu, 3-0, 4-0 la un european. La final. Exact, da. Asta îmi doresc, ca fiecare meci să se dezbată până în minutul 90, 92, 97, 95, cât ține... Bine, sincer, nimeni nu-și dorește câte un meci închis. Toată lumea își dorește să aibă adrenalina aia, chiar și de acasă, cei care nu au putut să-și ia bilete sau care nu pot intra la meci. Să simt adrenalina aia de acasă și să te bucuri, pentru că în ultimul timp nu prea ne-am mai bucurat și de sport și de foarte multe lucruri. Și sincer, chiar nu cred că este nicio surpriză acum să fie vreo echipă mai slab cotată care să ajungă la Euro, din punctul meu de vedere. Sau să fie o surpriză, o echipă mare să rămână acasă. România a rămas acasă. Da. A rămas acasă tocmai în momentul în care
Pentru prima oară în istorie suntem organizatorii unui turneu final, e adevărat, alături de alte 10 orașe, mari orașe europene, pentru că anul trecut, în momentul în care a început sau se lua în calcul să înceapă acest turneu final, erau 12 orașe care ar fi trebuit să găzduiască. Dublin și Bilbao s-au retras pentru că nu au putut să garanteze prezența spectatorilor. Automat au rămas 11 pentru că Sankt Petersburg va organiza și grupa celor de la Dublin. Bine, va fi foarte dificil pentru noi să privim de acasă, exact așa cum a spus și voi, dar asta a fost situația anul ăsta. Pe de altă parte, uite, Dacian, tu spuneai că nu vrei să existe nicio surpriză, ca echipele foarte puternice să fie acolo și să se bată la... Mă gândesc la această grupă F, unde Ungaria, Portugalia, Franța și Germania reprezintă toate o forță. Da, adică poate să se califice toate trei. E și asta poate să se califice toate trei. Atât de, nu știu cum să zic, permisive aceste forme de sferturi de finală, încât au o șansă, nu? Da, eu zic adică că nu cred că sunt, probabil că sunt cu ceva emoții, dar nu cu emoțiile celorlalte, mă gândesc. Bine, o grupă foarte puternică. Da, și foarte dificilă. Cred că e cea mai echilibrată grupă. Vorbim de campioana mondială Franța, vorbim de campioana europeană în exercițiu Portugalia, exact. Și vorbim de Germania, care când spui Germania, automat te gândești că poate fi câștigătoarea oricărui trofeu, fie că vorbim de mondial, da. Fie că vorbim de european. Ungaria e clar outsider și cu siguranță va fi greu să spere că vor reuși să prindă acest loc. Și Ungaria, cred că, ținând cont că o să joace, cred că am toate meciurile de joacă în Ungaria? Și la München. Și la München. Nu e de lăpădat, da, nici da. Ungaria, părerea mea. Dacă joci acasă... Și dacă va fi suficient, pentru că întâlnește niște coloși. Da. Și Ungaria, să spunem că a ajuns dintr-un baraj la această competiție, prin barajul de... Unde am fi putut juca noi cu ei, da, dacă da. Ne calificam. Au eliminat pe Islanda, e adevărat, fără mari probleme, dar... Dar nu cu un joc strălucit, nu, ca să dea speranțe în grupa asta. Eu cred că pentru ei ar fi o mare surpriză și o mare, dacă ar putea. Cred că deja e o sărbătoare că au ajuns până da, aici. Da, da, da. Așa că... Și pentru noi nu era o sărbătoare, dacă pentru ajungeam? Noi, și mai era un aspect. Uite, fiecare națională care ajunge la turneul acesta final are garantat în contul 9,6 milioane de euro. O victorie la nivel de grupă este premiată cu 1,5 milioane, pe când un egal 750.000. Nu, deci din punct de vedere financiar... Noi oricum nu ești egal, că nu ne ajungeam. 750.000, ne mergeam la 3 puncte, așa că... Nu, ne mergeam să luăm un pic mare, deci nu știu dacă jucăm la egal. Nu contează, dar gândește-te și pentru federațiile mici, cum este aceea Macedoniei de Nord, poate chiar și a Ungariei, care în ultimele... Ungaria nu mai cred că e chiar așa da, mică. Nu cred că, da, nu mai e așa acolo de finanțe. Mă refer ca prezență. Ca prezență, da. Ca prezență, da. Au avut o echipă mare, dar prezențele lor la ultimele turnee finale au cam lipsit. Deci sunt niște bani care vin în conturile oricărei federații. Oricui nu-i... Da, oricui trebuie banii. Dar nu cred că îi stă nimănui rău cu niște da. Bani. Indiferent că nu numești Franța, că ne-ar fi Italia, displăcut. Spania, da. Cred că... Mai ales că Dacian a zis că noi nu jucăm niciodată la egal. Trebuia să ne facem calcule pentru victorii la fiecare meci. Și știi cum eu mă gândeam și la Italia, despre care aminteai tu mai devreme, dat fiind contextul pandemic în care ei au fost din punct de vedere economic și s-au dus săracii de tot, au pierdut enorm de mulți bani și din turism, au mai strâns un pic bugetul peste tot, deci va fi... Bine, cam toată lumea a strâns bugetul. Mă refer și la țările cele mai puternice din punct de vedere financiar și unde s-a investit foarte mult. Și aici mă refer la Spania, Italia, unde avem un fotbal de calitate, chiar și în țările din Occident. Sau, toți au avut probleme cu banii și toți au micșorat într-un fel salariile și bugetele s-au restrâns foarte ce mult. E, da. Eu nu cred că vom avea un fotbal sărac acum la europeanul ăsta, sincer. Eu cred că toată lumea își va dori să câștige și aici mă refer că vorbim de bani din punct de vedere fotbalistic și fiecare își va dori să ajungă cât mai sus. Acum, eu sper ca Spania din nou să fie din nou câștigătoare. Ne-ai spus gata că n-auzi că e Franța. Ții cu Spania ta. Și eu nu stă tăcut acolo la el la colț și parcă vezi... El e cu Macedonia. Ionuț e cu Macedonia. Glumesc. A zis că sunt Ghencea. Da, da, da. Sunt cu Macedonia de Nord. Iată, o Macedonie de Nord pe care dacă am fi trecut-o ca o posibilă calificată, mulți ar fi râs.
uite ce înseamnă momentul în care te mobilizezi, ai un plan bine pus la punct și puțin noroc, e adevărat, reușești să ajungi la un turneu final la care foarte puțin se așteptau să fie prezentă Macedonia de Nord. Cred că dacă stau să mă uit pe toate grupele, toate echipele, cred că Macedonia de Nord cred că ar fi cam cea mai slăbuță din punctul meu de vedere. Și cea mai puțin populară, cum ar veni, adică care n-a mai fost pe listele astea la masa bogăților. Și nu cred că a fost vreodată. Nu cred. Adică nu, dar din punctul meu de vedere, jocul pe care l-am văzut la ei merită. Și dacă... adică se vede că au mers din ce în ce mai bine. Și mai e o surpriză, dacă îmi permiteți, scuză-mă Cristi, Finlanda. Da, noi bravo, pe care în preliminarii mereu reușeam să o batem tur de tur. Este la turneu final, atenție, calificată direct. Deci nu prin baraj, nu prin nimic. Finlanda, într-o grupă cu Italia, a reușit să se califice și iată-o prezentă la un turneu final. Știi, ne uităm. Cu atât mai mare este regretul că sunt câteva țări pe care noi le asta vreau să zic. Noi trăim din amintiri. Da, dar ce? Corect, dar normal și logic. 7, 8, 10 ani. Păi, și noi trebuia să fim mult mai avansați ca ei. Acum, dacă stăm sol, dacă ei încercau să ne prindă din lume, din urmă, asta spun, trebuia să avem același parcurs, adică și noi trebuia să fim puțin mai avansați. Acum, trebuie să ne punem un semn de întrebare de cine au ajuns ei din urmă și chiar să ne și întreacă la un moment dat. Ne-au și depășit. Deci am ajuns din urmă întâi la tragerea la sorți, în urmă la 3 spre a 4 la tragerea la sorți. Bine, și ce jucători fac parte din aceste echipe naționale care sunt împărțiți prin Europa în stânga și în dreapta la echipele alea bune? Da, destul de bune. Și joacă, Alice, nu că Exact, asta era. Joacă, nu sunt rezervele starurilor. Păi asta e și răspunsul. Ai dat răspunsul. De corect, ce ne-au depășit? De ce ne-au depășit ei, nu? Știu, dacă s-a ajuns să joci la echipa aia, presupun că ai trecut prin foarte, adică ai învățat destul de multe. Nu știu ce să zic. Adică e o performanță chiar și pentru fotbalistul care a ajuns să joace, să joace constant la. De asta a și dus echipa națională mai sus. Pentru că ei probabil au investit, exact cum vorbim noi, de infrastructură la noi în țară. Normal. Și nu e singura țară. Uităm și la Albania. Despre ce vorbim? Care ne-au călărit, să spun așa. Adică despre ce vorbim? Armenia. Armenia. La ei mi s-a părut un pic și diferența de context. Adică au fost un pic mai motivați din alte puncte de vedere. S-au întors din război. Adică... Da, corect. Ia-o și pe asta. Ia în calcul și varianta asta. Pentru că să știi că ei au fost, și presa internațională a vorbit despre treaba asta. Că a fost singurul moment în care au putut să se mai bucure de ceva în ultimele 6 luni. Păi și România? Și mă gândesc că noi n-am fost în război. Am înțeles. Deci ne trebuie și nouă un război, Doamne ferește, ca să putem să ne mai calificăm la... Și eu cred că în scurt timp vom auzi și de Azerbaidjan. Pentru e că gazdă și... momentan, da. Deocamdată e gazdă, dar investesc foarte mult ceea ce înseamnă sport și aici nu mă refer doar la fotbal, cât în orice sport. Adică vor să iasă în relief... în general, și în rugby, și în orice. La echipe de club am văzut Dacian, să vedem dacă și la național pot reuși, pentru că aici este mai greu. Da, la echipe de club cred că o să mai dureze puțin, pentru că, mă refer la naționale, pentru că ei au început să investească în aducerea antrenorilor străini pentru a învăța pe ceilalți care sunt de nație azeră. Zero, da. Și investesc foarte mult în străini. Străin cu calitate în momentul când te-a trimis cu unul bun, da. Au și scăzut pentru că, investesc pentru că și au buget. Corect. Nu? E, adică... Doar dacă te uiți un pic la cum arată orașul Baku, îți dai seama că adică trăiesc oricum cu 50 de ani înaintea tuturor și asta e construit totul exact totul la de la zero, Dubaiul. Da. Exact, de e același sistem ca da. Dubai, da. M-a fi dat copy-paste Dubai. L-au pus în oglindă. Au zis, cine va lucra, domnule, aici? Am înțeles, și la noi. Ce la noi. Hai că vă fac cine la cine va lucra, da, am înțeles. Am eu un băiat care, știi, care face zgârie nori, da. Dar răspund sincer, eu când plecam spre Azerbaidjan, în avion erau foarte mulți ingineri, că acum facem o paralelă așa, erau foarte mulți ingineri și directori, arhitecți români. Deci suntem recunoscuți. Se duceau ca să încaseze bănuți, da, dar nu? Adică... ei acceptă oameni cu o dorință de a termina jobul și de a fi pregătit în domeniu, adică ei fac o selecție foarte mare la nivelul ăsta și uite, mă bucura într-un fel pentru că ei se bazau pe niște oameni din România
ca să le construiască și își puneau mâinile și tot orașul, ceea ce vreau ei, în mâinile unor străin. Oameni din România. Bine, noi pe piața străină, în absolut orice alt domeniu, suntem văzuți foarte bine. Da. Mai ales în IT, după India, suntem a doua țară care furnizează cei mai buni IT-ști. Adică totuși și avem carduri, și noi calitățile noastre, poftim? Și la carduri, la fel. Unde? Mexic? În Mexic, da. Da, bine, nu, da, suntem și acolo cei mai buni, adică în caz de ceva și eu tot din România acolicite. Dar ce n-aș vrea să te întreb, ce părere ai despre Elveția, care a fost și adversarul nostru și undeva mi s-a... Adică au fost părerile împărțite despre Elveția, că ar fi poate un pic mai slabi decât cei din grupa lor, că ar putea să facă o surpriză, ce părere ai? Cum am spus și la începutul emisiunii, nu mi se pare vreo echipă să nu fie puternică, să nu merite să fie la Euro. Odată ce au ajuns la Euro, din punctul meu de vedere, au toate șansele să treacă de grupă. Mie, sincer, din ce am văzut la Elveția, chiar mi-au plăcut. Și nu m-ar mira să termine grupa chiar pe primul loc, sincer. Ne-am găsit și noi despre cine să vorbim, despre Azerbaijan, Elveția, țările astea care au ei, care au ei să știi că vor face surprize, Alice. Și uite, aici mă refer, în primul rând, corect. Surprizele vor fi, nu mă refer în grupa cu Franța, surprizele vor fi în momentul când eu, sincer, am văzut Macedonia și eu cred că va fi o surpriză. Și acum. Și o vom vedea și aici aproape de noi. Da, nu? Da, adică dorința care o aveau și felul cum au evoluat îmi dă încredere că ei vor face surprize în grupă. Dar crezi că mai putem să vorbim de surprize? Eu nu aș putea să vorbesc de surprize. Înainte vorbeam. Eu cred că era diferență. Și era diferență de valoare. La mondial și european, erau diferențe. În general se cam știau echipele care vor merge mai departe. Exact, acum e puțin mai dificil. Nu știu, dar sunt surprizele destul de mari în momentele astea. Și un om care urmărește în general fotbalul și urmărește în general majoritatea echipelor, chiar dintr-o grupă, să știi că e foarte dificil să-și dea cu părerea. Adică eu, din ce văd cum au evoluat și celelalte țări, din punct de vedere fotbalistic și ca infrastructură, eu zic că încep să vină cât mai aproape de țările din Occident care au făcut performanță. Clar, și sistemul de joc competițional în momentul de față este foarte permisiv și permite chiar tuturor să meargă mai departe și nu știi cum de unde sare iepurile, nu? Cum se spune? Da. Adică, uite, vreau să mă uit un pic, avem... spre exemplu, meciul care se va disputa la noi, da? Locul 1 din grupa F cu locul 3 din grupa A, B sau C. Adică va fi... Cine știe, aici o răsune de situație. Va fi foarte interesant. Noi ținem cu Franța. Da. Aici, pe partea noastră. Va fi foarte interesant sistemul ăsta pe care îl abordează acum. De-abia aștept să înceapă meciurile, să mă uit cu interes la ele și cred că mă va ține cu sufletul la gură. Adică eu îmi doream foarte mult și ca noi, ca țară, să ajungem. Pentru că uite cum așa, noi suntem organizatorul după mult timp. Pe cine, te întreb și eu, pe cine ai scoate de acolo și să fim noi loc? Chiar acum mă gândeam, uite, și mă uitam la fiecare grupă, așa să spun, din punct de vedere, nu neapărat a fotbalistul care joc. Pe cine? Pe Finlanda? Păi tocmai ce ai spus, că a câștigat grupa în fața Italiei. Și? Asta vreau să zic. Într-o grupă cu Italia, a fost pe 2. Da, mă refer ca nume unde ne-am putea apropia noi, pentru că Macedonia am avut-o la București, am bătut-o, dar dacă stăm să analizăm meciul respectiv, scorul este mincinos. Da. Iar grupa noastră ar mai cuprinde Austria, despre care nu știm foarte multe și ea se află așa într-o schimbare de generații. O să-mi spui că i-am bătut. O să-i spui, stai că i-am bătut. Stai că i-am bătut. Austria, nu? Da, Marea Olandă și Ucraina, să vedem. Da? Deci tu ai scoate Finlanda? Finlanda cred că ar fi singura echipă în momentul de față cu care noi am reușit să ne batem cu șanse reale. Da, pe un teren neutru. Pentru că spun, am bătut Macedonia aici, dar n-am bătut neapărat făcând spectacol. Pentru că în prima repriză trebuia să aibă ei vreo 2-3-0. Dacă de Slovacia, ce părere aveți? Cristi, cred că ține de mic cu Slovacia, așa. Ai fost pe la Preșov, pe acolo, n-ai jucat pe partea lor. Nu. Ce să zic, nu a fost una din echipele care m-au impresionat foarte mult. Și păi, de ce n-ați spus-o la pe cine am scoate? Pe Slovacia ați uitat-o. Pentru că n-am urmărit-o. Cred că niciunul dintre noi. Adică da, n-am urmărit-o. Interesați de... Păi dacă nu ne-ai pus și noi aici să vedem și noi toate grupele, să ne uităm, facem tableta frăție. Facem ca la școală. Îți dau să copiez de la mine.
Slovacia o să fie o echipă de genul celor pe care le-am văzut, cu o bună organizare, da, va încerca să nu ia gol. Nu o să vezi o Slovacie să se ducă să atace în grupa aceasta pe care o are. Cu siguranță își propune locul 3, bineînțeles, însă toată lumea sau cele mai mici dintre echipele acestea care fac parte din turneul final își propun locul 3, doar că trebuie să fie conștiente că cele mai bune 4 poziții de pe locul 3 din 6 vor merge mai departe. Deci va fi o luptă mare și care vor fi cele două care nu vor prinde acest loc 3. Da. Pentru că, uite, dacă vorbim de grupa F, unde avem Franța, avem... Franța pe primul loc, oricum nu mai pune Franța. Portugalia și Germania. E clar că una dintre aceste echipe va prinde locul 3, care va garanta... Nu neapărat. Mai rămâne optim. Depinde de puncte. Eu cred că Ungaria va fi victimă sigură. Vom vedea. Cred că vor face puncte cu Ungaria echipele care nu își vor asigura locul 3 din grupa aceasta. Deci câte de locul 3? 4 din 6. Din 6. Da. Și cele 8 din primele două locuri, din cele 12, scuză-mă, din primele două locuri ale celor 6 grupe. Deci 12 și cu încă 4 vor fi 16 în optim. Foarte mulțumită sunt de cum v-ați prezentat astăzi la lecția deschisă despre temele făcute. Dai seama, dacă era și România, Alice, ce spectacol am adevărat fi făcut, nu? Ce calcule, pentru că noi suntem buni la calcule. Noi când începem fiecare... Câștigăm cu aia, pierdem cu aia, facem egal în... Calcule, facem mergeam, egal în Olanda. Noi am cei mai mulți bani, 1.500.000, mergeam numai la Victorie. La noi era pentru bănuți. 1.500.000 numai la Victorie jucam. Păi erau 4.500.000 din 3 victorii. Din... Exact. Plus 9 erau deja aproape 14. Da, foarte bun la calcule, păcat că... Da. 4 ani stăteam liniștiți. Începeam o reconstrucție. Glumeam. Da... Păi oricum. Dar râdeți, dar nu-i râsul vostru. Da. Râdem amar. Adică, nu ne gândeam la puncte, dar ce numără bani. Mirel oricum joacă totul pe cartea atacului. Da. A spus că, nu? A și declarat că el vrea să aibă un joc frumos, să atace, păi, să aibă... Băi, în reconstrucție. Adică el asta își dorește la echipa națională. De ce să a plecat cu un gând? De ce să schimbe după din mers? Adică, și mie mi se pare normal cum... Adică cum a plecat pe un drum, ok. Adică dacă iar o luăm că hai să ne apărăm, haide să... 0-0 și mingea lungă și pe a doua și dă-i la ce-o fi. Lipsă de personalitate, dacă îmi permis la cenă. Adică era un joc cu lipsă de personalitate față de... Poate, ok, încerci, nu-ți iese, dar încerci ceva. Acum poate să mai schimbi un pic. Să asta mai... spun. Adică... Păi, eu zic că din campania asta care a avut-o acum, eu cred că a învățat destul de multe. Adică... Da. Totuși e și el la început. Adică da. Sunt convins că de la orice... Și situația noastră, au fost atâtea țări la rând, adică exact situația noastră, care s-au reconstruit, care s-au reechilibrat și au ajuns într-un punct... Vezi, de ce facem o dramă acum, că nu ne-am calificat? Că oricum, noi ne-am cam obișnuit în ultimul timp. De ce trebuie să dăm acum în cap? De ce să nu lăsăm omul să vedem... Exact cum au făcut și celelalte țări, în care au făcut o reconstrucție, dar a durat ceva timp. Noi pentru, zicem... pentru că mulți nu-și doresc reconstrucția, majoritatea doar din gură. Să promovă, așa mi se pare, că doar din gură. Să meargă la un campionat european, la un campionat mondial, dar... Cred că nu ne permite în cața. Pentru că și federația are nevoie de bani, Dacian. În momentul în care tu nu te califici, nu ești expus, în primul rând nu te vede nimeni, că tu stai mereu acasă. Doi, ca federație ai nevoie să atragi anumite surse de venit, să poți susține fotbalul, în special cel mic. Corect. Și automat, noi nemergând niciodată la aceste turnee finale, noi doar pur și simplu cheltuim. E păi foarte greu să dezvolți fotbalul când nu atrage surse. Nu trebuie să ne uităm prima oară în campionatul nostru aici, să ne punem la punct din toate punctele de vedere și după aceea să ne dorim, pentru că majoritatea jucătorilor sunt din campionatul nostru. Un campionat care este din ce în ce mai diluat valoric. Exact, asta spun. Și adică... e oglinda pur și simplu a exact, lui. Exact. Bun, atunci ne-am lămurit. Aș fi vrut să, și să completăm factorul uman. Cine face parte din... Bine, nu mai comentăm în zona asta ca să nu fim răutăcioși, dar avem și factorul uman, că sunt oameni care nu-și doresc neapărat ca lucrurile să evolueze pe plan sportiv în România în general, ca să nu supăr pe nimeni. Și cred că sunteți de acord cu mine în... Te referi la factorul guvernamental? Politicul? Nu la factorul guvernamental, nu. La strict oamenii care au o implicare în mod direct în ceea ce înseamnă sportul în general și care vor să fie lucrurile mai liniștite ca să le... Uite, Dan Petrescu, de exemplu, a ieșit și a dat o declarație întrebat fiind despre situația echipei naționale, a subliniat extrem de dur că în momentul de față este un dezastru. În momentul în care te bate Armenia și te bate Georgia, țări care te-au bătut în premieră, naționale care pe noi nu ne-au învins niciodată, fotbalul românesc se îndreaptă spre un dezastru. Nu știu cum vedeți voi. Și ei au construit...
Cred că îi doare sufletul când văd că de la un sfert de finală la un campionat mondial să te bată Armenia și Georgia. Cred că e o diferență imensă. Nu. Bine, dar uite, dacă coborăm un pic la nivel, la nivel local și aș vrea să ne îndreptăm puțin către zona asta și aș vrea să deschidem un pic subiectul Dinamo, nu că e Cristi. Avem aici un, se face mai de un titular. Da. Păi de aia te-am chemat. Am zis, ne-am zis atunci Dacian că noi contribuim la facerea lui de bine? Normal. Uite, vezi? Ți-a crescut și părul. Ți-a crescut și părul. Cred că o să-mi cadă înapoi, doamne ferește. Uite. Încercă să-și mai atragă pe lângă ei sponsor, încercă să mai facă niște mutări în momentul de față. Eu nu cred că ești de acord și tu că momentul ăsta Dinamo nu vrea să mai bazeze și iar să stea cu securea deasupra capului. Dinamo are niște probleme extrem de mari. În primul rând, Dinamo are interdicție de a legitima jucători liberi dată de UEFA, lucru pe care ei se bazau neavând bani pentru a transfera, nu pot transfera. Al doilea aspect, astăzi, din nou, Camera de Soluționare a Litigiilor a dat o soluție defavorabilă, punându-i să achite aproximativ 40.000 de euro către fundașul central Florin Bejan, care i-a reclamat și nu și-a mai primit salariile pe câteva luni bune. Dinamo, în momentul de față, sunt tot mai multe informații că își vor depune la tribunal cererea de intrare din nou în insolvență. Da. Alice. Haideți să vorbim un pic despre asta. L-avem la telefon pe Nicu Grameni, care este reprezentant al celor de la DDB, care au susținut până acum clubul Dinamo. Bună seara! Bună seara! Discutam, din păcate, despre aceste probleme care parcă nu se mai termină la clubul Dinamo și care au venit așa colac peste pupăză astăzi, deși au fost și câteva vești bune, dar nu prea. Puteți să ne explicați un pic ce se întâmplă în momentul de față la Dinamo? Da, știm cu toții că Dinamo a ținut titlul de ediție totdeauna. Din păcate, în ultima perioadă, doar în sens negativ, dar asta e situația. Trebuie să facem în așa fel încât să ajungem unde am fost odată. Asta înseamnă să scăpăm de această perioadă grea și că tot vorbeați de insolvență. Deocamdată, într-adevăr, este o firmă de pază care a depus o cerere de insolvență, dar de aici până a intra în insolvență e cale lungă. Acum, sincer, din punctul meu de vedere, și am și discutat cu mare parte dintre suporteri care sunt aproape de program, este una dintre variante, pentru că dacă stăm să ne gândim bine, totuși, această insolvență, la un moment dat, te protejează de anumite efecte extrem de negative. Eu nu te rog dacă avem întrebări. Da, ne puteți confirma dacă informația care a apărut astăzi în presă este reală cu acei aproximativ 40.000 de euro pe care Dinamo trebuie să-i dea fostului fundaș central Florin Bejan? Este o informație oficială și corectă, domnul Grameni? Sau mai puteți ataca în vreun fel această decizie? Până nu apare, în momentul în care apare un comunicat de partea clubului, atunci vă spun că este oficială, pentru că în presă apar, vă dați seama, o fel de informații venite pe surse, mai mult sau mai puțin credibile, dar, într-adevăr, toți jucătorii care au luat bani de la Dinamo își depun memorii, prin punctul meu de vedere, pe bună dreptate, pentru că sunt banii lor și, clar, fereze și recupereze, doar că ei trebuie să înțeleagă că nu este varianta cea mai bună nici pentru ei, nici pentru Dinamo să spun, nu știu, să ne bage sula în coate. Pur și simplu se va ajunge la o înțelegere, pentru că asta se caută o mediere între jucători. Asta, de fapt, a încercat de primul moment. Și dacă vorbim strict de cazul Florin Bejan, s-a încercat o negociere cu el în perioada de iarnă, atunci când au fost jucători care au acceptat micșorarea salariului. Doar că Florin, din ce mi-aduc eu aminte, a condiționat această micșorare de salariu cu prelungirea contractului pe încă 2 ani de zile. Și mi s-a părut un pic cam mult, totuși, ținând cont de faptul că și salariul, așa redus cum l-ar fi vrut, tot mare era. Cristi, dacă ai vreo întrebare? Da, Cristi Pulhac, bună seara. Aș vrea să vă întreb dacă în ultima perioadă ați reușit să mai luați legătura cu partea spaniolă. Nu mă refer că ei sunt conducătorii, cei care dețin actele, pentru că din punctul meu de vedere, salvarea clubului Dinamo constă în soluția de a rezolva problema cu spanioli. Da, ca să iei legătura cu cineva, trebuie să ai cu cine, în primul rând. Corect. Odată ce toate persoanele,
din anturajul nostru sunt blocate pe toate căile, adică inclusiv, pot să vă spun, n-are rost să spun cine, dar reporteri de la televiziuni care țineau legătura cu el sunt blocați pe rețelele de socializare și acum o săptămână, de exemplu, a ieșit, a deblocat-o pe acea persoană media, i-a spus că o să vină în București și a blocat-o înapoi, adică niciun fel de seriozitate. Din păcate nu putem să vorbim, să comunicăm cu ei, dar grija noastră principală în acest moment este să ținem Dinamo pe linia de putere. Ce va fi în această speță legat de spanioli, vom vedea la momentul potrivit. Pentru că trebuie să fiți convinși de faptul că avocații care ne reprezintă lucrează asidu la, la această speță. Nu putem să lăsăm Dinamo pe mâna unor oameni care nu știu ce gânduri au. Până acum ne-au demonstrat doar că vor să distrugă. Mai departe nu știm nimic despre ei. Care ar fi perspectiva pentru momentele ce urmează? Adică nici nu știu, se aduc. Am înțeles că s-a adus și un parteneriat extern cu o firmă privată al cărei nume nu putem să-l spunem. Adică se mișcă lucrurile într-o direcție astfel încât să puteți să treceți peste acest, nici nu știu cum să-i spun, hop. Da, ce pot să vă spun eu cu siguranță este că în afară de această firmă care a semnat astăzi, de exemplu, mai sunt foarte mulți, din fericire, eu sunt extrem de fericit să văd lucrurile astea. N-am crezut că în perioada asta vom avea parte de așa ceva. Sunt foarte mulți oameni de afaceri, foarte multe firme care sunt interesate de a fi alături de Dinamo, dar toți urmăresc, vă dați seama, e norma până la urmă să fie o stabilitate la nivel de acționariat. Și când spun asta, din păcate ajungem iarăși la acest acționar principal majoritar spaniol. Cred că avem șanse să aducem lângă noi oameni de afaceri potenți, firme potente de afaceri, pentru că, așa cum spunea un fotbalist care a jucat în Liga 1 la diverse echipe, un jucător străin, în speță un jucător din Macedonia de Nord, a spus, sunt liber de contract, chiar dacă vin la un salariu mai mic, chiar dacă știu că nu îmi voi lua bani în perioada următoare, chiar și la aceste situații Dinamo atrage pentru jucătorii străini. Eu cred că vom avea parte totuși de o perioadă în care vom afla nume noi la Dinamo. Eu sunt convins că lucrurile se vor așeza ușor și că vom avea totuși continuitate. Te rog, Dacian. Bună seara, Dacian Varga. Bună seara, Dacian, să știi că chiar acum cu 10 minute înainte vorbeam cu cineva fix despre tine. De bine sau de rău? Păi nu, te vrea la Dinamo. De bine, da. Vreau să vă întreb dacă achiziții faceți, pentru că sunt fer convins că cred că toată lumea de la Dinamo se gândește că are nevoie să se întărească. Absolut. Se lucrează la acest capitol intens. Primul care va da de edictul privința jucătorilor și singurul, de fapt, este antrenorul Dușan Lugrin, pentru că este jobul lui și nu are nimeni de ce să se bage peste el. Este o listă de jucători, categorii, care s-a discutat, care se discută, se negociază. Așteptăm și de acea hârtie de la FIFA, pentru că știți foarte bine că s-a dat o interdicție la transferuri, dar e vorba, până la urmă, să fie vorba doar de jucătorii pe bani. Jucătorii liberi de contract vor putea veni. Asta sunt convins. Și vom avea un lot competitiv, spun eu. Atenție, se va pune accent foarte mare, mai mult ca oricând, și cred eu că este foarte bine acest lucru, pe tinerii din propria pepinieră. Atât au mai rămas, din păcate. Și o ultimă întrebare din partea colegului nostru, Ionuț Florea, te rog. Domnul Dușan Lugrin a declarat zilele acestea că de la venirea lui Dinamo în cel de-al doilea mandat al domniei sale nu a primit niciun salariu. Va continua chiar și în aceste condiții sau ați reușit oarecum să stingeți această datorie față de dânsul? Acea declarație a fost luată de totul din context. Domnul Dușan Lugrin știa dinainte că nu va primi acei bani în perioada petrecută la Dinamo și că va încasa acești bani după ce vor intra drepturile TV. Nu este niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Domnul Dușan Lugrin este antrenorul nostru și va continua. Și planurile lui sunt clar numai la Dinamo în acest moment. Și în același timp, noi nu avem altă variantă și nu ne gândim decât la Dușan Lugrin.
Spun, domnule Grameni, mulțumim tare mult pentru intervenție și poate reușim să mai stăm de vorbă și săptămâna viitoare când o să mai aveți ceva informații. Mulțumim tare mult. Da, un val de probleme care vine la Dinamo după un alt val de probleme și parcă nu se mai termină odată. O să-l ținem pe Cristi, nu m-a supărat un an de zile. Da, întreb ce obiectiv are Dinamo în sezonul următor, Cristi. Lăsând la o parte supraviețuirea financiară. Putem vorbi de play-off în condițiile acestea sau din nou un play-out și o luptă surdă cum a fost? Nu, nicio șansă. Eu cred că nu putem vorbi de play-off acum, în momentul ăsta, pentru că se adună problemele pe an ce trece. Adică cu cât nu rezolvă problema asta cu spaniolii, pentru că din punctul meu de vedere, de ce am întrebat, cu cât rezolvă mai repede problema cu spaniolii, eu cred că vor fi și alți oameni interesați sau va fi mai mare puterea pentru a o salva pe Dinamo. Adică eu cred că își vor rezolva probleme și cu banii și cu absolut tot, dar atâta timp cât actele și puterea în acte stau în altă parte în care oamenii ăștia nu se dă. Ești legat de mâini și de picioare din punct de vedere juridic să iei anumite decizii. Da, și mi-e greu, și mi-e greu să cred că vine cineva asta să bage bani atâta timp cât nu are un act, un document, asta să fie soluție. Și el acolo în acte, așa să vorbește de o datorie de 8 milioane. Să aibă o acoperire legală. Exact, da. Poate și mai acoperirea legală. Da, poate și mai mult de 8 milioane. Ok, sunt fer convins că sunt mulți care sponsorizează Dinamo. Dar ca să te duci la următorul nivel, să, nu știu, să-ți dorești un play-off, să-ți dorești să ajungi într-o cupă europeană... Să ai niște acțiuni la mână. Exact, adică, trebuie să investești. Adică și ca investitor, ai investit odată din plăcere, că așa ai vrut tu, că ai partea sentimentală. Dar deja a doua oară când investești, nu vrei să mai investești degeaba, pentru că totuși așa aruncăm pe geam o sumă de bani, nu prea-ți convine. Dar e foarte greu în momentul de față să-ți mai recuperezi banii în fotbal dacă nu participi în Europa League. Că nu ai de unde să atragi bani. Fotbalul înseamnă participare europeană, pentru că de acolo vin banii în Champions League, în Europa League și mai nou în Conference League, unde uite... Ca să și vinzi, de exemplu. Ca să vinzi, să joci în Europa, să câștigi campionatul. Sau poate să joci, cum a spus acum, să ia jucători de la, din pepiniera proprie. Sunt foarte puțini la aceea. Și au mai rămas. Da, dar nu-i plătești cu 1000 de euro. Uite, un jucător din pepiniera proprie a trecut la FCSB pe 50.000 zilele astea. Un jucător cu numele... Păi sunt 50.000. Sunt plus 50.000. Vezi? Nu sunt în minus, nu i-ai luat. Glumesc, este foarte puțin din punctul meu de vedere, dar asta am spus. Poți să iei jucători, da? Să iei jucători tineri și ușor, ușor să-i crești, să-i ții un an, doi la Dinamo. Dar s-a mai încercat proiectul ăsta Dacian și mereu s-a rupt la mijloc și iar a venit un alt jucător care iar a început cu jucătorii. Dar nu mai acum de unde să iei jucători, pentru că dacă vrei să iei jucători, trebuie să investești. Dinamo nu are bani să investească. Și această problemă din punct de vedere legal. Cu atât mai mult. Să vedem adică cum se va funcționa. Geamurile și ușa închisă. Asta, eu îmi doresc din suflet să Dinamo să urci în clasament, să nu mai fie la retrogradare, vreau să-l văd pe Cristi supărat, vreau să-i cadă părul. Abia a investit omul podoaba capilară, acum ce face? Iar... De ce dai din casă? De ce? Poate ar fi venit cu o soluție, o rețetă extraordinară, o vindea pe piață, tu acum... O să mi-o ceri între ani. Exact. Ai stricat tot farmecul, vezi? Serios, vreau să nu-i cadă părul. Nu știu dacă voi ați auzit, dar eu am auzit, Cristi ți-a zis, de aceea nu o să mi-o ceri tu. Niciodată. În 3 ani de zile. De rețetă era vorba. De rețetă era vorba, da. Bine ați venit la noi la Sport Arena la zi, oricând vorbim despre fotbal, oricând vorbim despre alt sport și, în general, despre podoaba capilară. Păi, nu știu cât aștept să crească părul, să nu mai vorbim de asta. Poftim? Abia aștept să crească părul, să putem schimba subiectul, să găsim, nu știu, poate îl luăm pe Ionuț puțin. Poate venim trecem la Ionuț, etapă, da. Scoatem pe Ionuț la tablă pentru alte teme, nu cred. Oricum ai văzut, a venit cu lecția învățată, frumos, tot, ne-a spus. Așteptăm să avansăm în competiție, să dezbatem și mai profund, pentru că acum încă nu știm exact cum va fi. Sunt multe necunoscute, multe echipe micuțe. Trebuie așteptat începutul, să vedem fiecare cum începe. Să vedem măcar un meci din fiecare, să vedem totuși cum... Ce e bine e că vor fi fan, pentru că ne-am săturat de tribune goale. Deci de aici e un fapt îmbucurător. Nu cred că se jucă fără fan, părerea mea. Da, eu n-am văzut realizabilă treaba asta cu fanii, pentru că mi se părea că deja se întinde prea tare această pandemie, care se termină brusc.
S-a terminat așa. Bună ziua, de începând de săptămâna viitoare, nu mai există pandemie. 1 mai s-a terminat. Cam așa, nu? Un pic. S-a dat drumul la... Pentru că au avansat persoanele vaccinate, da? Și au făcut și cel de-al doilea vaccin și iată că temerile au început să scadă. Dar vorbind de lipsa spectatorilor, am avut finale europene, dar ce ai văzut cum s-au văzut finale europene de anul trecut? Totuși un meci, dar să joci atâtea meciuri... Da, da. Așa asta spun. Un singur meci, stai, cu toate, okay, că și acolo mi s-a părut... Parcă nici nu era finală. Așa? Totuși, acum vorbim de multe meciuri, să și joci fără spectatori. Și de oameni care vor să vină, adică, uite, mă gândesc la Ucraina, da? Suporterii ucraineni imediat ajung la București. Adică, da. Și toată lumea, acum ești la un click distanță de un bilet de avion pe care și-l permite chiar toată lumea. Noi nu suntem cea mai scumpă destinație din lume, adică... Eu cred că acest turneu final care vine în România este și un pansament pentru industria Horeca. Da, vor veni atâtea sute fel, de spectatori care vor pompa banii. Pentru noi vine într-un moment bun, mai ales pentru că Horeca a fost industria cea mai afectată de pandemie. Deci, iată că mai apar și vești bune și din partea asta. Păcat că doar 25%, dar decât deloc... Și optimea cu 50%, da? Deci ministrul Eduard Novac, scuze, a declarat că optimea de finală se va disputa cu 50% din capacitatea stadionului. Deci tot e bine. 26.000 în optim și 13.000 în faza grupului. Și aș vrea să completez un pic, că au fost anunțați foarte mulți suporteri care vor veni, chiar dacă nu vor putea ajunge la stadion, care vor veni pur și simplu pentru atmosfera din oraș, pentru țările lor. Pentru că știm foarte bine, la genul ăsta de campionate, acțiunea se desfășoară după. Sunt fanzonurile. Și înainte de meci. Și după. Nu, dar astăzi zic că e fan. Cu siguranță cei din Horeca și-au pus foarte bine la punct televizoare, tot ce trebuie, oferte la diverse pachete de mâncare, de băutură și le-au pus pe toate la dispoziția fanilor. Ales că vor veni și cei care sunt vaccinați cam, sau cu teste negative. Da? Deci ar trebui să fie un pic relaxantă atmosfera, da? Din punctul ăsta de vedere. Nu să fie din nou teama aceea că dacă te așezi lângă unul, beau repede un pahar, că poate iau COVID și fug acasă. Văd repriza a doua pe drum. Îmi pare rău totuși că nu se joacă cu... Sunt fel convins că toate meciurile s-ar fi jucat cu stadionul plin. 100% plin. Ar fi... Și pentru, în primul rând, pentru București ar fi fost ceva senzațional. Eu cred că oricum sunt foarte mulți români care, indiferent cine joacă, mi-au bilet să mă duc să văd, pentru că este un spectacol, nu e altceva. Adică... Și nu știm când vom mai organiza, Alice, noi un turneu final, da, de campionat european. Sincer, chiar mi-aș dori să se facă exact cum s-a făcut acum, adică să fie în mai multe țări. E mult mai... A ajutat foarte multe țări. Adică, a încercat să dea câte puțin la fiecare. Și... Au mai fost trei situații în care au fost două țări organizatoare de Euro și acum, iată, sunt 11. Dar acum, de cât ediția asta o să fie așa? Sau și următoarea ediție? Cred că vor vedea în funcție de, și de nivel economic, pentru că toate lucrurile au un scop în viața asta și foarte greu. Cred că va fi puțin... E foarte greu să organizezi de aceea, pentru că, uite, în grupa noastră, de exemplu, Olanda joacă cu, la un moment dat, la Amsterdam, pe Johan Cruyff Arena. E, unele dintre echipe cu care joacă deja au aterizat la București, deci este și drumul acesta. Unele partide se joacă la București, unele dintre partide se joacă în Olanda. E foarte va fi dificil puțin, de vedere organizatorii. Nu știu, că nu zbori așa mult, adică totuși vorbim de... Faci nu, dar e obositor, aici, oricum. Să te antrenezi și e diferență climatică destul de bunicică între noi și Olanda, nu știu în momentul de față. Gândește-te la Baku, cei care joacă în Azerbaijan, ture trebuie să facă, da? Adică ești mai tot timpul, nu mai ești cam în același loc. Cum erau, sunt câteva zile, ai nevoie de recuperare, ai nevoie de câteva antrenamente. De acomodare. Bine, antrenamente, nu știu ce antrenamente mai faci acum. Adică schimbarea tot timpul a climei și... Doar să-i menții, doar să-i menții și mai mult vorbim de recuperare, că nu... Vorba aia, nu grași porcul la jumătate. Că le-am făcut și programul de organizare, dar lecția de astăzi s-a terminat, să știți. Cum așa? Am trecut-o cu brio. Zine notele, Alice, acum. Toată lumea a trecut. Notele conform noului regulament al Ministerului Educației nu se mai spun. Deci asta e, vă calificativ la final. Din păcate, timpul nostru a ajuns la final, dar ne revedem de luni, începând cu ora 17. Un weekend frumos tuturor!